Cel de norocos a fost un american la capitolul Cerere în căsătorie. El a trecut prin clipe jenante în timpul unui meci de baschet, când iubita lui i-a refuzat propunerea. Momentul a fost cu atât mai umilitor pentru tânăr, cu cât cererea în căsătorie a fost difuzată pe ecranul mare de pe teren și a fost urmărită de sute de oameni. După ce a stat câteva minute să-și revină, tânărul a plecat de pe stadion, vizibil abătut.